Câtă acoperire au laudele lui Florin Câțu privind creșterea economică în condițiile în care coșul de cumpărături este tot mai scump, în condițiile în care stăm sub spectrul facturilor enorme la gaze, lumină și căldură, în condițiile în care majorarea salariilor și a pensiilor a rămas la stadiul de promisiune. Despre toate acestea discutăm cu analistul economic Adrian Negrescu. Bună ziua, domnule Negrescu! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Ce se ascunde în spatele acestui entuziasm al premierului interimar Florin Câțu? Pornește de la o declarație foarte optimistă făcută de un român, expert al Băncii Mondiale, care s-a aflat într-o vizită la Cluj, la Sibiu, pardon, acolo unde, într-adevăr, a venit cu o astfel de teorie, fără să prezinte însă date concrete. Și apoi, pornind de la această declarație, m-am dus pe site-ul Băncii Mondiale, unde încă nu suntem atât de sus pe cum ne prezintă expertul Băncii Mondiale și premierul Câțu, care a preluat această informație. Din potrivă, noi suntem undeva la $12.896 pe cap de locuitor, iar Ungaria are $15.899. Nici nu ne putem compara cu Polonia la acest capitol. Sunt datele cele mai noi date prezentate de Banca Mondială. Deci, din punct de vedere al informațiilor certe, datele prezentate de premierul Câțu nu se confirmă. Nu este pentru prima dată când premierul Câțu ne prezintă o realitate, ne zugrăvește practic o realitate paralelă, pornind de la niște cifre care nu prea au acoperire în realitate. Da, de ce această preocupare a premierului Florin Câțu într-un moment extrem de dificil pentru România din punct de vedere medical, fiscal, energetic, să speculeze orice declarație la adresa economiei românești și să o prezinte în proporții mai mari decât realitatea? Probabil premierul Câțu a uitat că a trecut campania electorală, a uitat de faptul că nu mai este premier cu puteri de pline la pasul victoriei și caută prin tot felul de informații să justifice politicile economice practicate în ultimul an, care, din punctul meu de vedere și al multor analiști, au fost dezastruate, dovadă că economia a ajuns într-un punct extrem de dificil, în care acest iureș al scumpirilor afectează lanțurile comerciale pe scară largă, importăm din ce în ce mai mult, suntem din ce în ce mai vulnerabili la cursul euro, la schimbările semnificative prin care trece economia și, să nu uităm, nu s-a pus în practică nici măcar una dintre reformele prevăzute în programul de guvernare. Astfel încât premierul Câțu încearcă în această perioadă, în perspectiva probabil a desemnării cabinetului Ciucă în săptămâna viitoare în Parlament, probabil caută niște argumente. Din păcate nu și le găsește pe cele mai bune și din păcate dă dovadă de o lipsă totală de empatie și de înțelegere a realității lumii în care trăim. Și în clipele cele mai grele, românii nu-și pierd simțul umorului. Săptămâna viitoare depășim Germania, a transmis un internaut apropo de declarațiile făcute de Florin Câțu. Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar trebui să fie măsurile urgente care se impun în economie în acest context? Păi, în primul rând, se rezolvă problema asta cu facturile, pentru că la modul în care a fost rezolvat așa pe repede înainte în Parlament, nu face altceva decât să crească inflația din România, să crească povara financiară aflată pe umerii românilor și nu rezolvă problemele elementare care pleacă de la producția de energie și gaze. Noi acolo suntem producători, 80% din gazele și curentul electric le producem noi în România cu producători de stat. Da, înțeleg interesul statului de a avea prețuri mai mari pentru că adună mai mulți bani din taxe și impozite și acoperă bugetul. Dar pe de altă parte trebuie să te gândești la oamenii care îți asigură acești bani, încerc să le oferă o minimă protecție socială într-o perioadă extrem de dificilă. Să nu uităm apropo de datele de la Banca Mondială care arată că nu suntem încă la nivelul Ungariei, iar mă uitam și pe datele de la Fondul Monetar Internațional, noi suntem undeva sub Trinidad, Tobago și peste Antigua și Barbuda. Ungaria e peste cu 9 locuri mai sunt decât noi în privința nivelului de trai, a puterii de cumpărare. Deci nu suntem nici pe departe într-o realitate atât de pozitivă. Nu așteptăm să vedem binefacerile creșterii economice așa cum ne promitea guvernul acum 2-3 săptămâni. Din potrivă, ne pregătim pentru o criză economică extrem de dificilă, cu un blocaj financiar acut și cu o scădere abruptă a puterii de cumpărare pentru majoritatea populației.